Am revenit, iubiții mei, din nou cu a doua parte a emisiunii din această zi. Probabil mulți sunteți surprinși cum de s-a putut realiza ca astăzi să fim două ore în direct cu dumneavoastră și să vorbim despre subiecte care cred că sunt interesante și vă pot fi de folos. În partea a doua a emisiunii vă voi vorbi despre blesteme și dacă acestea ne pot influența viața. Aș dori să fac o precizare pentru cei care doresc să ceară pentru acasă, să primească icoana Sfântului Pangratie sau pachetul Darul Bucuriei, să sune la numărul de pe micul ecran și de asemenea cei care doresc să vină la slujba de dezlegare cu ocazia hramului Bisericuței Sfânta Maria din Voluntari Pipera, îi aștept cu drag duminică la slujbă, la slujba prin care ne vom ruga împreună, îl vom ruga pe Maica Domnului și pe Sfântul Pangratie să ne dezlege de toată suferința și de toată neputința. Pentru cei care poate ați deschis televizorul mai târziu, doresc să fac câteva precizări despre acest subiect interesant. Mulți dintre noi cred, alții nu cred în puterea blestemelor. Ce pot eu să vă confirm ca și preot, ca om care am văzut, care am ascultat și ascult zilnic mulți oameni și nu vreau să mă laud prin asta, pot să vă confirm că blestemele pot ucide viața unui om. Îi pot ucide sufletul, îi pot ucide dorința și de asemenea îi pot distruge fericirea sau chiar sensul vieții. De aceea, pentru că rămăsesem dator la emisiunea pe care tocmai ce am încheiat-o cu puterea de a ne trezi uriașul din noi, n-am reușit, pentru că nu mi-am dat seama că așa repede a trecut timpul, să rostesc rugăciunea Tatăl nostru. Aș vrea să o rostim acum, la început de emisiune și la finalul ei, sigur că vom rosti o altă rugăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Voi începe această emisiune prin a vă binecuvânta pe toți cei care aveți răbdare să mă ascultați și cei care poate pentru prima dată ați descoperit această emisiune la acest post de televiziune unde sunt prezent în fiecare zi de sâmbătă începând cu orele 20 și în reluare duminică de dimineață la orele 8. Trebuie să știți că acest subiect al blestemelor și al farmecelor este unul care ne preocupă pe mulți și mulți dintre noi am ajuns să le simțim și să cunoaștem nefericirea, pentru că nefericirea de fapt este piedica în calea fericirii. Ea este cea care a reușit pe mulți dintre noi să ne dezbine. Cunosc cazuri în care familii care s-au iubit, familii care s-au respectat, au ajuns să primească de fapt un anumit blestem dintr-o răutate, dintr-o necugetare, poate chiar din partea părinților. Și îmi spuneau mulți părinte, am fost blestemat de mamă când eram mic și să știți că blestemul de mamă se leagă. Sau la nervi, soția așa blestema soțul sau soțul soția sau copiii și iată cum acest blestem reușește să se infiltreze în ADN-ul nostru, pentru că, repet, am mai spus-o și în emisiunea trecută, ADN-ul este cel care preia informația pe care noi o transmitem prin cuvânt
și o transformă în realitate. Ce trebuie să știe cei care blestemă, ce trebuie să știe cei care au blestemat, că blestemul li se va întoarce și pe neamul lor, pentru că psihoterapia, parapsihologia și sacroterapia vin să descrie blestemul ca o energie sau ca o gaură neagră pe care tu reușești, iubite creștine, să ți-o construiești, și această gaură nu te duce decât într-o stare de involuție din care nu mai poți să ieși. Și aici mă refer la cei care sunt apatici, la cei care trăiesc în amărăciune, cei care trăiesc în frică, la cei care oricâte lucruri încearcă să le rezolve în această viață, parcă sunt legați de mâini și de picioare, și mă refer în mod special la cei care pierd foarte mulți bani. Au venit mai multe familii să-mi spună: părinte, tot ce construim și toți banii care avem, într-o zi s-au risipit. Ne pleacă printre degete. Ce trebuie să facem? V-am spus, și sfatul pe care eu vi-l dau are legătură de fapt cu primele lucruri pe care voi trebuie să le faceți, și primele îndemnuri ale mele sunt ale acelea de a vă consulta preotul duhovnic. Sunt acelea de a vă consulta familia și de a comunica, pentru că necazul de regulă îl unește pe Dumnezeu. Încercați să faceți acest lucru și nu vă duceți în tot felul de cluburi, terapii, paraterapii, în care vin tot felul de personaje să vă dea idei, și multe dintre ele sunt spre dezbinare. Mergeți la biserică, rugați-L pe Dumnezeu, și acolo unde există ceartă, acolo unde există multă suferință, luați-L ca ocrotitor pe Sfântul Pangratie, ocrotitorul și zbăvitorul celor care își pun nădejdea în El. De ce spun asta? Pentru că mesajul pe care îl transmite Sfântul și care îl regăsiți acolo în cărticică, în cărticica lui de jos, sună așa: cine mă va avea în casa lui? Bunăstarea, iubirea și bucuria vor lua locul întristării. Ori un om care este trist, un om care n-a reușit nimic sau nu reușește să-și rezolve anumite probleme ale vieții, nu poate fi decât nefericit. Iar cea mai tristă, să zic, poveste a unui om pe care o pot trăi unii dintre noi este regăsită în neîmplinire. Ce rugăminte am la dumneavoastră, cei care ați avut răbdarea de a mă asculta, și vă mulțumesc. Să nu stați cu problemele în sân. V-am invitat cu atâta drag să veniți la o slujbă de dezlegări, care este puțin aparte. De ce? Pentru că la ea participați și dumneavoastră prin rugăciunile pe care le rostim împreună. Vă îndemn să vă rugați, vă îndemn ca prin puterea credinței voastre să vă ajutați și să vă schimbați sensul vieții din cel care te-a menținut și te menține în tristețe, la cel care te conduce spre bucurie și spre o viață mai frumoasă. Noi suntem precum florile. O floare care nu este pusă în apă la momentul potrivit se va veșteji și dispare frumusețea. Am întâlnit mulți tineri bătrâni și mulți bătrâni tineri. Înțelegeți ce vreau să spun? Pentru că bătrânețea despre care eu vă vorbesc la tineri este regăsită în lipsa voinței, în lipsa curajului și în lipsa încrederii pe care voi trebuie să o aveți în Dumnezeu și, sigur, în ceea ce vreți să faceți. Și iată cum ceea ce vă spun astăzi, ceea ce ascultați la mine în această emisiune, de fapt sunt realități pe care pot să spun cu tristețe că peste 50% din oameni astăzi le trăiesc și astăzi le pătimesc. De ce? Mă veți întreba. Pentru că oriunde
te vei duce în această lume, vei întâlni multă suferință. Iar oamenii se întreabă, mă iertați că sunt puțin obosit, de unde apare suferința? Suferința, iubiții mei, apare din păcatele neamului pe care tu le moștenești. Și nu uitați un lucru, că blestemele se pot moșteni până la a șaptea generație, la șaptelea neam, și dacă nu reușiți să le dezlegați, acestea vă pot distruge sănătatea, vă pot distruge bucuria vieții, și ele atrag orice problemă nerezolvată la timp, atrage după ea o altă problemă. Îndemnul pe care vi-l dau este unul de duh, este îndemn prin care eu vă dau de fapt o soluție care vă poate ajuta să vă schimbați viața. Ați schimba viața înseamnă ați schimba atitudinea și modul de a gândi. Dacă privești orice lucru cu superficialitate, dacă privești icoana pe care eu ți-am recomandat-o, pe acest mare sfânt, ca pe un lucru care este de fapt un obiect cu mai mică sau mare valoare, nu te va ajuta cu nimic. Dacă îl privești pe acest sfânt ca un prieten, ca un ocrotitor și ca un ajutător, te va ajuta să te eliberezi de povara pe care tu o ai acum, și mă refer la cei care de multe ori nu fac față problemelor, nu fac față supărărilor, și parcă mi-aduc aminte că era un proverb să nu dea Dumnezeu omului atâtea cât te poate duce. De aceea, pentru toți cei care astăzi suferiți, pentru toți cei care astăzi sunteți în necazuri și nevoi, pentru toți cei care astăzi plângeți pentru copiii voștri, pentru sănătatea voastră sau sunteți sub efectul unui blestem de neam, unui blestem prin care niciunul dintre părinți, frați, n-au reușit să fie fericiți. Sunt case unde sunt 5 fete necăsătorite, sunt case unde sunt 4 băieți, toți bolnavi și așa mai departe. Asta înseamnă deja că există un blestem. Sunt oameni care își caută un loc de muncă și nu reușesc, sau dacă reușesc, au parte numai de necazuri și supărări. Și aceste blesteme sunt de fapt acelea ca oriunde te-ai duce să n-ai liniște și să fii de altfel într-o continuă căutare, și multe altele. Pentru toți aceștia aș vrea să spun o rugăciune astăzi împreună cu dumneavoastră. O rugăciune pe care o facem către Sfântul Pangratie, despre care eu v-am vorbit și pe care îl rog să vă fie mijlocitor înaintea lui Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și a Maicii Domnului. Și cei care reușiți să veniți, vă aștept să vă închinați la moaștele lui, la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari Pipera. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Domnului să ne rugăm, spuneți, Doamne, miluiește! Și spuneți după mine, Sfinte Mare Mucenice Pangratie, Cel care ești izbăvitor de demoni, aducător de pace și de iubire în sufletele celor care te cheamă în casa lor, fii și mie păcătosului sau păcătoasei, spuneți-vă numele, ajutător și izbăvitor de necazuri și dureri, și îmi ajută la acest ceas ca dorințele mele cele bune să fie primite de Dumnezeul nostru cel Ceresc, Tatăl cerului și al pământului, și de Sfinții Îngeri, și ca viața mea să se transforme în bucurie, și orice duh necurat care îmi tulbură sufletul, mintea, casa și familia mea, să plece de la mine, Cel care astăzi îți cer ție ajutorul. Te rog, Sfinte, să mijlocești pentru mine
și vă spuneți din nou numele, ca darul bucuriei, binecuvântării, sănătatea, iertarea păcatelor și ajutorul cel ceresc să mi se dea mie, celui care astăzi te-am chemat în rugăciune și te voi lua ocrotitor. Amin. Dumnezeu să vă ajute și Sfântul să vă împlinească rugăciunea și cererea voastră. Puneți-vă o dorință și cu credință, rugându-L pe Sfânt, în fiecare zi, să vedeți cum la un interval de 10 zile deja veți primi un semn. Deci iată cum nimic nu este întâmplător, cei care au avut răbdare să rămână și în cea de-a doua parte a emisiunii au primit această binecuvântare de a se ruga împreună cu mine Sfântului Mare Mucenic Pangratie prin icoana pe care o avem astăzi prezent aici în studio și pe care o puteți avea și voi în casele voastre, îndemnându-vă să o puneți la ușă și de câte ori intrați și ieșiți din casă, atingeți-vă de ea și în acel moment orice duh rău care este în voi sau pe care îl aduceți cu voi prin hainele de la muncă vă va părăsi, pentru că acolo unde este sfințenie nu poate fi rău. Revin la blestemele despre care vorbesc mulți psihologi, mulți terapeuți și vorbesc acum și despre vrăji puțin, deși am mai avut emisiuni în care am vorbit despre aceste lucruri neplăcute și despre aceste ritualuri care le fac anumite vrăjitoare în secolul în care trăim. Să știți că dacă n-ar fi existat, biserica nu ar fi rânduit să existe rugăciuni de dezlegare pentru vrăji, pentru blesteme și pentru cei care astăzi nu-și trăiesc viața lor. Parcă au o viață de împrumut. Zilnic îmi scrie o credincioasă despre suferința pe care o are. Că o bate soțul, că este chinuită, este jignită și mă întreabă ce să facă. Și am spus, roagă-te sfinților, roagă-te Sfântului Gheorghe să scapi de duhul rău, roagă-te Sfântului Pangratie să-ți schimbe viața, să-ți aducă bucurie. Și îmi scrie zilnic, părinte, mă rog, ce să fac? Și atunci, când ești într-o astfel de situație, trebuie să iei o decizie fermă de a-ți schimba viața. Nu mai poți trăi într-o continuă suferință, să fii umilit sau umilită. Nu mai poți trăi într-o continuă luptă cu tine însuși și cu sentimentele tale negative. Pentru că acestea, dacă nu sunt tratate și dacă nu se vindecă sufletul tău, poți să ajungi în depresie și din depresie, Doamne ferește, să nu-ți mai dorești să trăiești. Am întâlnit oameni sănătoși, trupește, care cereau o sândă de la Dumnezeu să le ia viața. Să nu mai faceți aceste greșeli, pentru că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi un rol pe acest pământ, dar a îngăduit să trecem prin acest prag al suferinței cu un scop, de a ne schimba viața. Oricum poți să schimbi viața dacă tu nu faci nimic. Și aici revin la prima parte emisiune prin care spuneam să ne trezim uriașul din noi. Dragii mei, nu poți să-ți schimbi viața dacă tu rămâi la nivel mental, la aceeași viață pe care tu o trăiești astăzi. Vă veți întreba ce viață trăiesc, poate nici nu conștientizați. Mulți oameni trăiesc fără să facă nimic, fără să aibă un scop. Care este scopul vieții voastre? Este acela de a evolua. Aș vrea să vă întrebați ce ați făcut la 25 de ani, ce ați făcut la 30, ce ați făcut la 40 și nu mă refer la câte case, vile sau mașini ați reușit să le construiți. Mă refer doar la faptul că, până acum, cât de mare a fost evoluția sau involuția voastră și veți vedea că, de multe ori,
afectivul, emoțiile, au fost cele care v-au determinat să luați decizii greșite? Sau de multe ori lipsa prezenței lui Dumnezeu în viața voastră, pentru că nu prea ați mers pe la biserică, neavând timp, v-a putut influența viața sau v-a influențat-o într-un sens autodistructiv? V-ați autodistrus viața luând decizii proaste care v-au depărtat de realitatea lumii acesteia, în care, vedeți, lumea este foarte bulversată și v-a condus pe un drum total greșit, crezând că este bine, și ați ajuns în întuneric. Lumina despre care eu vă vorbesc o regăsiți în puterea sfinților, în puterea binelui și în acest câmp de lumină, cum spun psihoterapeuții, pe care tu ți-l poți construi în casa ta. Mă veți întreba cum, părinte? Simplu. Când ajungeți la decizia că vă doriți cu adevărat să vă schimbați viața, chemați preotul în casa voastră să vă facă sfeștanie. Îmi veți spune mulți, am făcut-o, acum o lună a fost la mine, acum o săptămână am făcut-o. Nu este suficient. O singură sfeștanie cu o singură floare nu se face primăvară. Chemați preoții să vă facă molitve, molitvele Sfântului Vasile. Aici avem o problemă. Din păcate, mulți dintre părinții duhovnici spun că nu sunt pregătiți, sau că poate dumneavoastră nu sunt pregătiți să le faceți. Credeți-mă că în ziua în care le veți face, ceva se va întâmpla și la câteva zile veți simți că acea casă a început să aibă viață. Ea deocamdată este tristă, este fără vibrație înaltă, pentru că acolo există un duh rău care vă ia toată energia. Sunt oameni care vin la muncă mai obosiți decât alții și spun, domnule, nu m-am odihnit toată noaptea. Vin la biserică cu fața căzută și spun, toată noaptea am plâns. Acest plâns este determinat de un duh rău. Această vibrație joasă este hrănită de voința voastră, pentru că diavolul ce face? Îți ucide voința și îți ucide dorința de a mai avea, să zic, acel chef, mă iertați de expresia neacademică, de a lupta și de a te duce mai departe. Ăsta este blestemul vieții tale, că tu nu reușești să te aduni, nu reușești să te ridici din suferință și să mergi mai departe. În cele patru cărți ale mele, mai ales în Sacroterapia, în Te iubești și în 130 de cuvinte, vorbesc despre aceste lucruri. Și sigur în cartea Tu mă iubesc. Cartea 135 de cuvinte, dacă o deschideți zilnic, este îndrumarul a ceea ce trebuie să faceți. De aceea vi le recomand cu drag. Și dacă vă regăsiți în ceea ce v-am spus, încercați să țineți minte ce trebuie să faceți, pentru că când ai ajuns la momentul, știți, proverbului că ți-a ajuns cuțitul la os, nu mai e de glumit. Nu aveți 10 vieți, aveți una singură. Aș vrea să vă întreb câți ani aveți fiecare, o să-mi răspundeți, eu o să simt prin micul ecran și să vă analizați puțin viața până la această vârstă, câți ani din ea ați trăit-o în fericire și în mulțumire și câți dintre ei ați trăit-o haotic, într-un continuu stres, să aduni cât mai mult și după aceea din ce ai adunat să-ți plătești datorii și când ai reușit să le plătești, să nu te mai poți bucura că ți-ai consumat sănătatea, ți-ai distrus-o și banii pe care ai făcut, nu așa cum spune cântecul, să nu-ți ajungă să o răscumperi. Deci, ce trebuie să înțelegem? Să înțelegem că fiecare zi din viața noastră trebuie să o prețuim ca și cum ar fi ultima. Eu nu știu ce se poate întâmpla mâine, dumneavoastră nu știți, vedeți cu tremure în Turcia, oameni care mor, din păcate, nevinovați. Putem avea garanția, deși toată lumea așteaptă că și în România se va întâmpla o nenorocire. Nu știm când și îl rugăm pe Dumnezeu să ne ferească. Vă pot spune doar atât, stați aproape de icoane, pentru că un studiu al unor parapsihologi ruși spune așa, că acolo unde există o icoană, acolo unde există un câmp de energie pozitivă, într-un perimetru, și nu vreau să dau ca metrii, cât nu se întâmplă nimic,
ești protejat și păzit de puterea divină. De aceea vi-l recomand cu dragoste pe Sfânt să vă păzească. Sunt oameni și îmi sunt foarte dragi, care îmi spun: părinte, îl port cu mine peste tot pe Sfânt. Mă duc la instanțe, mă duc la în vacanțe. Și chiar zâmbeam că un prieten foarte drag mie îmi spunea că l-a dus în vacanțe și a dat un tablou de la hotel jos și l-a pus pe Sfânt ca să se poată ruga și să-i amintească că are o datorie de a-i mulțumi lui Dumnezeu în fiecare zi pentru faptul că i-a dat sănătate, i-a dat posibilitatea să se bucure tocmai ce a trecut prin anumite încercări și pentru că a fost bun Dumnezeu, au fost buni sfinții, pentru că e bine să avem un sfânt prieten al nostru. Îmi amintesc că la oră un profesor a chemat în fața tablei elevii să spună fiecare ce sfânt protector au. Și era o domnișoară care se numea Ramona și foarte tristă în banca a rămas și a zis: eu n-am niciun sfânt pe care să-l cheme Ramona. Și foarte jenată, cu capul plecat, a spus: domnule profesor, n-am de cine să pomenesc. Și atunci profesorul înțelept i-a spus așa: du-te în biserică, uită-te, privește sfinții în stânga și în dreapta și vii a doua zi să-mi spui ce sfânt ai ales sau te-a ales. S-a dus fetița la școală, a doua zi foarte fericită, spunându-i: domnule profesor, am găsit sfântul pe care de azi înainte îl voi avea ca ocrotitor. Am ales-o pe Sfânta Parascheva. Și zice: cum? Că erau atâția sfinți pe pereți. Și în clipa în care am privit-o pe Sfântă, mi-a zâmbit. Așa vreau și eu să vă zâmbească Sfântul Pangratie și să vă aducă fericire în casa voastră. Și vă spun în numele lui Iisus Hristos, cine îl va avea pe Sfântul Pangratie în casa lui, necazul, tristețea, încercările vieții îl vor ocoli. Pentru că acesta este mesajul pe care eu vi-l transmit în numele Domnului Iisus Hristos, în numele tuturor sfinților, pe care îi rog să vă ajute, să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate, spor, ajutor, reușită în tot ceea ce vă doriți, fericirea voastră, copiilor dumneavoastră, acelor pe care îi aveți acum bolnavi, tuturor acelora să le dea vindecare, vouă celor care sunteți triști, sunteți necăjiți, să vă dea alinare și să vi-l alegeți ca ocrotitor pe lângă sfinții pe care aveți, că mulți aveți sfinți la care le purtați numele, dar cu un sfânt în plus ați reușit să învingeți răul și relele care de multe ori vă sunt frate și soră în viață și vă însoțesc. Iar prin această carte numită sau acest pachet Darul Bucuriei veți primi de fapt aurul duhovnicesc și cei care îl veți dori pe Sfânt, cei care veți dori să aveți acasă de sărbători sau în aceste zile, aceste daruri ale sufletului pentru toți cei care îl veți cere. Îl voi ruga pe Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească și nu numai pe cei care îl vor prețui pe Sfânt, ci pe toți cei care vor prețui sfinții, vor reuși să înțeleagă că nimic nu e întâmplător și vor reuși de altfel să își schimbe sensul vieții renunțând la tristețe și dezlegându-și sufletele sau moștenirea din neam, ca să nu folosesc un cuvânt care din păcate nu place colegilor slujitori, să vă curățați
păcatele de neam și să vă eliberați sufletul de blesteme. Blestemul de multe ori vine ca invidie. Să știți că am întâlnit tineri care s-au despărțit. Au stat în relații 4-5 ani de concubinaj, 7. Și când s-au despărțit, unul dintre ei, ea sau el, au blestemat ca să nu mai aibă parte de fericire. Și am întâlnit tineri care mi-au spus: părinte, de la acel moment, toți tinerii pe care, toți iubiții pe care i-am avut, îmi spunea o domnișoară, toate relațiile mele n-au durat mai mult de un an, maxim doi, și ceva s-a întâmplat, s-a rupt, au plecat. Acest duh se numește duhul urăciunii. Este un duh rău. Duhul urăciunii este de regulă regăsit și în familie, la voi acasă. Mulți vă certați din nimic, ajungeți să vă luați la ceartă, la harță, să țipați, să trântiți dintr-o prostie. Adică dacă stați să analizați un pic la rece lucrurile și să vă gândiți dacă este bine ce faceți, vă veți da seama că motivul pentru care voi v-ați certați este unul puieril, care n-ar fi trebuit să existe niciodată. Aici intervine iubirea. Și știți ce se întâmplă? Și să țineți minte ce vă spun acum. Sigur că pe micul ecran apare și contul bisericii, cei care doriți să ne ajutați, bisericuța, și în mod special doresc să construiesc o raclă pentru moaștele Sfântului Pangratie. Cu drag vă mulțumesc și îl rog pe Sfânt să vă binecuvinteze viața. Dar vreau să vă spun un lucru. Când doi oameni care se iubesc se ceartă, de regulă nu se îmbrățișează. Încep să țipe unul altul. De ce credeți că țipă oamenii unii la alții? Că doar sunteți în față, unul lângă altul, nu ar trebui să vă auziți. Pentru că din acel moment sufletele lor se distanțează, iubirea lor începe să se răcească și omul țipă pentru că nu se mai aud. Sufletele nu se mai aud și în momentul în care țipi, ele se distanțează și cu cât se distanțează mai mult, țipi mai tare. Când există iubire, când există toleranță și înțelegere, e suficient să vorbești în șoapte. E suficient să-ți privești în ochi iubitul, iubita sau soțul sau soția și să vezi că în licărirea acelor ochi regăsești de fapt glasul sufletului tău. Îmi veți spune: vai ce frumos sună. Nu, este o realitate pe care eu vă doresc să o trăiți și pe care eu vă binecuvintez să o întâlniți și să o cunoașteți. Vă invit cu drag la bisericuța mea, din bisericuța noastră, mă iertați, bisericuța pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu sper ca în cel mai scurt timp să fie darul cel mai de preț pe care pot să-l ofer ca și ctitor Patriarhiei. Pentru că este mare lucru să poți să oferi un lucru pentru care te-ai chinuit, ai ostenit, l-ai ctitorit, și să oferi darul bucuriei, ca la rândul dumneavoastră să transmiteți mai departe bucuria și să fiți binecuvântați. De aceea fericiți sunt aceia cu inima curată, fericiți sunt cei buni, fericiți sunt cei care au învățat să nu mai judece, fericiți sunt cei care pot avea tăria de a înțelege că mai presus de orice răutate este Dumnezeu. Însă revin la bucuria pe care o puteți simți în casele voastre. Voi, tinerilor, care vă căutați perechea sufletului, voi, tinerilor, care de multe ori vă risipiți prin tot felul de activități și acțiuni care nu duc nicăieri, adunați-vă energia, adunați-vă forțele, plecați genunchii și rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute. Gândiți-vă că atunci când este ziua unei biserici, cum mâine va fi de fapt ziua bisericuței, a doilea haram, intrarea în biserică, se spune că acolo, în acea zi, este prezentă pentru câteva secunde și Maica Domnului. Pe toți cei care veți veni cu bucurie,
vă întâmpin și vă spun un mulțumesc. Pentru că a veni să te rogi Maicii Domnului, a veni să îți pui o dorință unui mare sfânt pe care poate nu l-ați cunoscut, n-ați auzit de el, dar care își va face simțită prezența în viața dumneavoastră, înseamnă de fapt o minune care ni se poate întâmpla în viața noastră, pentru că nimic nu e întâmplător, pentru că fiecare dintre noi avem o dorință ca viața noastră să se schimbe și căutăm momentul și timpul. Uite că a sosit momentul pentru mulți dintre cei care căutați această schimbare. Să-l faceți începând cu ziua de mâine, pentru că 21 este de fapt 2 plus 1, cifra 3. Cifra 3 este o cifră sacră, este cifra schimbării pentru cei care doresc cu adevărat să uite trecutul, pentru că trecutul nu face altceva decât să te otrăvească, să îți aducă, mai ales vorbesc de trecutul celor care au suferit și suferă, trecutul nu face altceva decât să te readucă la momentul de tristețe. Și atunci, dacă ai gustat pelinul și ai văzut că este rău, ce rost are să te mai întorci în trecutul pe care tocmai l-ai trăit, l-ai experimentat? Vino cu bucurie și cu dragoste să cunoști un nou început al vieții prin iubire, prin iertare, e foarte importantă iertarea și credința în Dumnezeu. Iar cei care aveți aceste blesteme, să știți că există rugăciuni speciale pentru dezlegarea lor. Este de fapt o rânduială bine regăsită, să zic, în cărțile de dezlegare pe care, iată, părinții cuvioși și sfinții părinții le-au lăsat nouă celor care slujim să le transmitem mai departe la cei care trec prin aceste momente dureroase, momente care sigur că nu pot să-ți aducă bucurie decât întristare, mai ales când te gândești că tot ceea ce construiești nu are valoare, se risipește. Să nu vă pierdeți credința, ne spunea marele duhovnic al Ardealului, părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea. Să nu vă pierdeți credința, pentru că mulți dintre noi avem tendința de a ne supăra pe Dumnezeu. Să nu te superi pe Dumnezeu niciodată. Nu El este vinovat pentru deciziile pe care tu, iubite suflete, le-ai luat într-un anumit moment al vieții. Nu Dumnezeu este vinovat pentru faptul că tu n-ai știut să ai grijă de tine, de sufletul tău. Nu Dumnezeu este vinovat pentru că astăzi copiii tăi poate nu te ascultă. Vinovăția va aparține acelora care poate ați cântărit timpul diferit de alți oameni și ați apreciat mai mult materia, distracțiile, chefurile, decât acea jertfă mică de o oră sau două pe care trebuia să o aveți mergând la Sfintele Biserici sau mergând la biserică și rugându-vă lui Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc. Ce trebuie să învățăm când mergi la o biserică, și aici v-aș ruga să rețineți, trebuie să învățăm să avem răbdare, pentru că sunt oameni care, din păcate, n-au răbdare să rămână până la capăt. Vin, lasă un acatist sau ascultă 5 minute slujba, după care pleacă ca o treabă. Să știți că nu este bine să faci asta. Cine este cel care îți dă griji? Cine este cel care te scoate din această rânduială a Duhului cel Bun? Este Duhul cel Rău, care câștigă jucându-se cu mintea noastră, a voastră, atunci când noi îi dăm voie, pentru că El este Duhul bârfei, este Duhul răutății, Duhul curviei, Duhul altor păcate pe care n-are rost să le mai rostesc acum pe micul ecran, dar bănuiesc că le înțelegeți și dacă le-ați înțeles, vă invit să scăpați de ele. Mă veți întreba cum să scap, părinte? Simplu, spovediți-vă. Din păcate, mulți au această
meteahnă de a se simți jenați să vină în fața unui preot să își mărturisească păcatele pe care le-au făcut în viață. Iubiții mei, vă aștept cu drag să mergeți la duhovnicii voștri. Singura întrebare pe care eu o pun acelor oameni care sigur vin, cu excepția celor care au păcate grele, și nu vorbim de cei care, Doamne ferește, au făcut fapte improbabile sau de persoanele care au depășit 10 avorturi. Vorbim de oamenii care sunt cu păcate mici, adică poate, ca orice om, a fost supus unor greșeli. Întrebările pe care eu le pun sunt așa: dacă te căiești de păcatele tale și îți pare rău. De ce? Pentru că prin părerea de rău, de fapt, v-ați dat acceptul ca să primiți iertarea de la Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, iar eu, nevrednicul, așa spune rugăciunea, nu? Preot slujitor, prin puterea care mi este dată, în numele lui Iisus Hristos, sigur, vă dezleg păcatele. Prin dezlegările respective, de fapt, vi se eliberează sufletul. Dar ce este mai important, lucrurile care au fost legate de-a lungul vremii, v-a mers totul rău, ați avut numai pagube, numai încercări, defecțiuni, nu știu, pierderi de energie, risipă, toate acestea sunt semne sau au fost semne că ați avut o mică boală a sufletului pe care ați moștenit-o, și să știți că multe dintre aceste blesteme sunt încă din perioada în care, înainte de a vă căsători sau după, părinții, ori ai dumneavoastră, Doamnei sau a Domnului, n-au fost de acord cu căsătoria dumneavoastră. Sunt familii care s-au căsătorit fără acordul părinților, fără binecuvântarea lor. Părinții supărați au blestemat și am avut multe cazuri ca să nu fie fericiți și, din păcate, acel blestem s-a moștenit mai departe și cei doi care s-au căsătorit au trăit numai în încercări, în probleme grave, în certuri. Copiilor, la rândul lor, nu și-au găsit liniștea, nu și-au găsit echilibru în viață, nu și-au găsit de fapt rostul, și toate aceste derapaje nu fac altceva decât să te conducă la o suferință de care nu știi cum să mai scapi. Dacă vreți ca bunul Dumnezeu să vă ajute, nu vă zgârciți cu sufletul vostru. Cumpărați-vă, se numește aur duhovnicesc. Ajungeți la Sfânta Biserică, mergeți la duhovnici, scrieți un acatist și rugați-L pe bunul Dumnezeu să facă ceea ce voi nu puteți face. Rugați-L pe Sfântul pe care eu vi-L trimit prin micul ecran în casele dumneavoastră să vă ajungă la voi, să vă aducă binecuvântare, liniște, iubire și să împlinească dorințele voastre. Și mă refer la cei care vor liniște, la cei care vor să alunge duhul cel rău care îi macină, care îi tulbură, și în mod special la cei care și-au pierdut speranța că mai există o șansă și pentru ei, că mai există și pentru ei darul bucuriei. Pentru toți aceștia ne vom ruga împreună și ne rugăm împreună la Sfânta Bisericuță, unde cei care au venit pentru prima dată au revenit și au spus că este un colț de rai, un colț de poveste. Toate minunile care s-au întâmplat în acel colț de rai, Bisericuță, nu mi se datorează mie. Eu sunt un simplu om, eu nu sunt decât luntrașul care v-a scos din întuneric și v-a dus la lumină. Se datorează puterii dragostei, iubirii Maicii Domnului, care este ocrotitoare a Sfintei Biserici, a Sfinților, iată, a Sfântului care este ocrotitorul și mijlocitorul nostru în rugăciuni și care este prezent ori de câte ori îi chemăm și îl strigăm în ajutor.
și de asemenea sfinții care sunt prezenți prin sfintele icoane la care oamenii vin, se închină, se roagă și mulțumesc lui Dumnezeu că au ajuns acolo. Fiecare dintre dumneavoastră aveți podoabe, pentru că fiecare biserică este frumoasă. Fiecare biserică este de fapt un colț de rai pentru fiecare loc în care sunteți. Mergeți în bisericile pe care le aveți în cartier, în județul, în orașele dumneavoastră și dați slavă lui Dumnezeu că sunteți sănătoși, iar cei care sunt bolnavi să dea slavă lui Dumnezeu că le-a dat această încercare, pentru că orice încercare a vieții noastre este îngăduită de Dumnezeu pentru a ne schimba și a ne îndrepta viața. Sunt oameni sfinți care au trecut prin încercări ale vieții, sunt părinți înduhovniciți care au trecut prin închisori, mă refer la Ioan de la Recea, părintele Argato, părintele Cleopa, părintele Arsenia, Arsenie Boca și mulți alții. Deci iată că pentru a reuși să te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie de multe ori să treci prin focul suferinței. Eu vă aștept cu drag să veniți să ne rugăm. Vă aștept cu drag ca împreună să ne rugăm și Sfântului Mare Mucenic Pangratie, pe care astăzi l-am chemat prin rugăciune să vă ajute. Și toți cei care îl veți lua în casele voastre, să vă aducă binecuvântare, să vă ajute copiii, să vă ajute familia, să vă ajute pe dumneavoastră și să vă mângâie sufletele celor care sunteți triști, celor care sunteți necăjiți. Să spunem rugăciunea de mulțumire către Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și vă rog să o spunem împreună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Îți mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru toate câte ne-ai dat nouă. Te rugăm să nu ne lași pradă deznădejdii și dezleagă de la noi tot blestemul, toată legătura cea deavolească și ne dă nouă, celor care azi ne rugăm, puterea de a ști, de a învăța să te iubim, să îi iertăm pe cei care ne-au greșiți, așa precum Tu, Doamne, ne ierți pe noi. Să fiți binecuvântați și la rândul vostru vă rog să-i binecuvântați pe alții, că este foarte frumos atunci când vezi pe cineva, în loc să-i zici bună ziua, să spui fi binecuvântat. Din acel moment ați creat un dialog, diavolul a fugit și voi, iubiții mei, ați ajuns să primiți de altfel un zâmbet, pentru că omul se bucură și din acel moment, iată, v-ați construit un dialog al bucuriei, chiar dacă cel care poate te aștepta era puțin nervos, era supărat, ai reușit să învingi duhul cel rău prin puterea iubirii și a dragostei lui Dumnezeu Tatăl cel Ceresc. Pentru asta ne rugăm, pentru asta am vorbit astăzi 2 ore, sper că nu v-am plictisit și mă veți găsi de câte ori veți dori să-mi ascultați conferințele mele pe YouTube căutând aducător de bucurie. Cei care veți dori cărțile mele, cu mare drag vi le recomand să le aveți acasă. Sunt podoabe ale sufletului. Vă recomand celor care astăzi sunteți triști să nu mai fiți și să vă propuneți să rămâneți veseli și cu veselie să-L rugați pe Dumnezeu să vă schimbe viața din iadul suferinței în bucurie și în raiul dragostei pe care o putem trăi pe pământ. Doamne ajută!